Bună ziua, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în gemeni, etalare pentru septembrie, cât mai e, am întârziat un pic, îmi pare rău, dar eu zic că mai e timp să experimentăm septembrie acesta împreună și cu vești bune și cu situații bune pentru toată lumea, pentru că toți trecem prin transformări. Îmi cer scuze că nu am manicura făcută, dar lucrez în grădină, în casă, renovez, dau cu lavabil, vopsesc. Fac treburi și nu că nu permit, nu vreau să-mi fac unghiile cât timp lucrez atât de greu. Dragii mei, au venit niște cărți în timp ce amestecam aceste de cărți. Și sunt la a doua cafea. Bine ați venit la a doua cafea. Dacă vreți și voi să beți o cafeluță cu mine, sunteți invitații mei. Eu beau cafea cu lapte, fără zahăr, fără miere. Foarte bună. În timp ce am amestecat aceste cărți, au venit cele două cărți. 10 de spade și 2 de bâte. Dar altfel, e altfel de set de cărți. Unii dintre voi sunteți la limită. La limită, zic. Pentru că încă mai aveți o spadă. Încă sunteți în picioare. Ați fost trădați. Aici aveți 9. E altfel de set de cărți, repet. Aici sunt 9 spade. 9 dușmani sau cineva, sau două, trei persoane care tot timpul vă rănesc, vă trădează, vă creează probleme. Pe la spate, evident. Pe la spate, pe la spate. Dar încă mai aveți energie, încă stați în picioare, curaj, aș spune, interesant, speranță și e bine, și o spadă. Acesta să fie adevărul vostru, că ați înțeles. V-ați trezit la realitate înainte să fiți puși la pământ. E ca și când treci pe lângă glonțul, pe lângă un glonț. A trecut pe lângă tine, dar nu ți s-a întâmplat nimic, era cât pe ce, sau dacă te-a rănit, nu te-a rănit, fatal. Încă stați în picioare. 2 de bâte. Și acum puteți să alegeți. Între o relație interesant. Și o nouă viziune despre lumea pe care vreți să o creați. Poate comunicați pe internet cu cineva. Poate ascultați, eu știu. Interesant. În acest moment, doi, m-a trimis imediat cu gândul la Marea Preoteasă. Poate ascultați aceste etalări de tarot și alte chestii, nu doar de tarot. Chestii care țin de spiritualitate pe internet. Și învățați să treceți printr-un portal, lăsați în urmă trădările, niște vechi construcții și priviți cu încredere către viitor și ce e mai interesant, vă priviți emoțiile în față, interesant, apă și munți, între apă și pământ. Cum puteți să creați cele două elemente prin care putem să creăm, da? Lutul se formează cu apa și cu pământul. Apa modelează și cea mai tare stâncă. Vă gândiți cum puteți să creați, poate sunt chestii de creativitate, dar cum să vă creați o nouă lume, eventual interesant, apropo de pământ, o nouă relație, o nouă afacere. Dar ce e fain în acest as, am zis că sunt alte cărți, în acest as de spade, spadele le aveți aici, cuvântul, inteligența, înțelepciunea, eventual vă documentați și primiți înțelepciune prin Marea Preoteasă. 2, da. Am spus, vreți și e pe cale să începeți o nouă afacere, o nouă relație, sunt două mâini. În această afacere mai aveți nevoie de cineva. Poate că cineva vă privește din urmă, cum anticipați, cum vizionați, cum vă informați. Poate face parte această persoană dintre dușmani, aveți grijă, voi discerneți. Dar, sau, da, cred că face parte. Interesant cum vine mesajul. Cred că face parte dintre cei pe care îi veți lăsa în spate pentru că voi priviți înspre viitor. Și urmează în viitor să manifestați ceva nou. Ori un nou job, ori o nouă casă, ceva nou, ceva durabil. Da. Meditați. Meditați și primiți informații. Am zis, primiți informații, da? Drăguț. Între timp, ce mai a apărut în aceste de cărți? A apărut Cavalerul de Monede. Oarecum are legătură cu acest as de monede, simt eu acum. Asul de bâte și 10 de cupe. Da, poate să fie dorința de a avea o nouă relație stabilă, dar bazată pe înțelegere emoțională și pasiune.
Poate să fie un hobby, astfel de bâte, astfel de monede. Voi știți, pentru că sunteți mulți de diferite generații și unii bărbați, unii femei, da, fiecare cu aspectele sale planetare. Vedeți pe unde vi se potrivește informația, pe unde se așează în viața voastră și cum. Cavalerul de monede. Aveți viziune și știți că trebuie să străbateți cu răbdare, eu știu, până vă împliniți acest moment, această idee. E o idee, aveți energie, am zis, încă mai aveți energie și e bine. Și dacă ați învățat din lecțiile trecutului, din trădările trecutului, știți să ocoliți, aha, interesant, știți să ocoliți, îi lăsați în spate și să ocoliți. Nu să intrați direct în ei, interesant. Cei care v-au trădat sau să vă mai încurcați cu cei care v-au trădat. Interesante mesaje. Și știți că în această căutare a sufletului pereche, a relației fericite, ideale, sau jobului super fain, ideal, în care îl faceți cu drag și aduceți și bani și satisfacție emoționale și vă întâlniți și oameni faini, da? Știți că aveți ceva drum de făcut, aveți aici o plus, că aveți energie, aveți niște resurse, poate nu sunt multe, dar aveți determinare, să zic. La capătul setului de cărți, trei de cufere, regele de monede. Da, aveți invidioși, okay, invidioși. Încă nu sunteți pe locul pe care ar trebui să fiți unei dintre voi. Probabil că prietenii, invidioșii, vă tot distrag atenția, dar mai vedem. Așa au venit niște mesaje. Vedem. Așa, ce vreau să mai zic. În timp ce am amestecat acest set de cărți pe care imediat îl desfac, ia uite, era apărut regele de bute. De unde a apărut acesta? Nu știu. A apărut. Ideea este că trebuie să intrați, să aveți încredere în voi, da? A apărut, probabil cu un motiv. Trebuie să aveți încredere în voi. Cei care nu aveți, cei care știți că ați greșit, ați pierdut, să vă păstrați credința, creativitatea, optimismul. De orice vârstă ați fi oricum. E gemenuți, în general, au așa un fel de a fi, și dacă sunt mai în vârstă, drăgălași. Ce vreau să spun, a apărut 13. Uitați-vă, aceasta a apărut și la Taur. Poate aveți planete în Taur. Că tot am văzut azi de monede. Poate. Da? A apărut aceeași carte. Probabil e o chestiune de transformare, că tot am zis, evitați, în această transformare, evitați punctul acela extrem de dureros. Tratați-vă din timp, copilul interior, înțelegeți-vă, ca să puteți manifesta creativitate, creștere, să puteți crește de la copilul acesta mic, părăsit, la femeia divină sau la bărbatul divin. La capătul setului de cărți, ia uite, o energie feminină care va duce noroc. Apropo de creștere, poate e o chestiune legată de un copil, dar chiar dacă nu e vorba de copil, de mamă sau de maternitate, poate să fie de copilul interior, da? Și femeia divină din voi, din fiecare, că toți avem aspectul acesta feminin, da? Și bărbați, da? Dacă ați fi. 2 și 2, interesant. 2. Apropo de relații, 2 am văzut mai devreme. Vreți altfel de relații. Uitați cum s-a desfăcut. 2, 24 și 21. E un blocaj, sunt niște greutăți de trecut, un munte, un hop ca mare care vă va transforma. Dar, ascultați, repet, și la Taur, poate că aici este aspectul acela de copil interior. Capacitatea de a-și imagina, de a avea viziuni despre ceea ce vrea să facă. Hai să vedem. Gemenuți. Soare, lună, Venus, ascendent, mai din ordine, gemenuți. Septembrie 2022. Gemenuți. Și gemenuți, of course. Ok, deci o dată, pe două ori, pe trei ori. 9 de monede de independență. Ce frumos. Poate mergeți către o persoană independentă care inspiră, că 9 de monede inspiră. Dar ideea este să deveniți voi așa. Și nu e vorba de independență financiară, dar să aveți reușite, să înfloriți. Am zis 1 și 3.
Să vă maturizați, să vă responsabilizați unii dintre voi, dacă nu, aveți pe cineva care e în viața voastră și vă inspiră la capătul setului de cărți, iar alți 10. Și cu coasa asta aduce a 10 de spade, aduce și a 13, moarte și renaștere, și aduce și a moarte, femeia și bestia, moarte, vreau să zic puterea. Femeia și bestia, lupta interioară, oameni cu care vă luptați, oameni orgolioși, ego-ul vostru al altora, toți avem ego și ar fi culmea minciunii să spun că n-am și eu uneori orgoliu, deși lucrez cu el. Da? Dar sunt momente în care se manifestă. Da, e o chestiune care ține de creștere, de familie, de educație, de ancorare, de împământenire, de pământare, sau cum zice, eu tot zic împământenire, de împământare, în fine, de înrădăcinare, mai bine zis, de manifestare a unei noi căi, după ce puneți capăte alte cruci, unei situații dificile, da, vreți să manifestați creștere, abundență, stabilitate, bani, educație, verdeață, green, da? Dragoste și abundență. Da, până una alta trebuie să treceți acest hop. Da. Pentru unii poate să fie și o boală, poate să fie și un accident, dar mare grijă cu Mercur retrograd, da? Și și Mercurul vostru și al tuturor, nu doar al vostru. Mare grijă. Probabil că treceți la limită. Dacă se întâmplă ceva, se putea și mai rău. Dar eu sper să treceți. Pentru că totuși cartea de bază este 9 de monede. Ce frumos! Parcă primiți un premiu. Ce frumos ar fi. Repet, nu știu dacă sunteți voi sau cineva din viața voastră, dar o să vedem cât de cât. Hai, ia uite, Marea Preoteasă, vorbire mai devreme despre ea. Soare, Lună, Venus, Ascendent, Nodul Nord în Gemenuți și Gemenuțe. Septembrie 2022. Vă pup! Ia uite, mă, și când v-a pupat a ieșit Regele de Cupe. E extraordinar! Un nou dragoste. Probabil că vine în viața voastră. E un as de cupe care așteaptă să fie primit. Să fie pus... nu de fapt să fie pus pe un soclu, vreau să zic, să-l luați, să-l primiți. Și Regina de Spade, interesant, o încoronare. E spada despre care am vorbit mai devreme. Aveți inteligență, măi. Totuși, ar fi culmea să repetați greșelile, nu? Ar fi păcat. De câte ori am amestecat, parcă am amestecat încă o dată. Că m-a zăpăcit o dată. Ce menuți. Ce două, ce menuțe. Steaua vindecare. De trei ori. Trebuie să vă găsiți nu doar vindecare, vindecare dacă e o boală, dacă situații complicate, dar să vă găsiți drumul vostru. 3. Septembrie 2022. Dragii mei, hai să vedem. 4 de bâte. 5 de cupe, asta sunt altfel de cărți. Și Regele de Cupe, ia ca așa. În trecut. Aș spune că... Dar o să clarificăm, evident. Probabil că un eveniment public la care v-ați dus sau ați călătorit înspre cineva, chiar dacă nu e eveniment. Și ați avut niște momente frumoase cu acea persoană. Acea situație v-a atras atenția asupra ideii de stabilitate în doi. 2 și 2. Și am văzut 2 mai devreme, acum apare 4. Bine, dar apare ca energia trecutului. Acum trecutul e de o lună, de, eu știu, jumătate de an, de câți ani, de un an, de cât vreți voi.
E o chestiune legată de stabilitate. Poate că ați fost la o nuntă interesantă, la un eveniment, la un botez. V-ați simțit bine cu prietenii? Dar la un moment dat ceva s-a întâmplat. Cineva a început să vă tulbure apele. Probabil dintre prieteni. Și posibil că ați stat prea mult în energia aceea. Pentru unii poate să fie și o... Da. Ați primit niște semnale interesante. Ați primit niște semnale legate de... Mai, nu știu de ce. Nu știu de ce, dar probabil că e pentru cineva. Ori probabil la un eveniment în care v-ați dus cu prietenii, ori acasă. Ceva s-a întâmplat, aș spune că poate s-a marcat o trădare, că tot am văzut 9 de spade 10, o trădare. Ați observat niște semnale, dar nu le-ați băgat în seamă, probabil. Dar apare și acel rege de cupe. A apărut și soluția, să zic, dar n-ați băgat în seamă nici soluția. Interesant, nici cele două cupe, nici soluția, nici vindecarea. Vedem. O să clarific. În prezent aveți două cupe care se văd față în față. 10 de cupe, interesant, cu multă speranță că veți fi, iaute. Și 8, determinarea să munciți pentru acest ideal. Interesant. Eu, prietenii, o colaborare care va aduce multe bucurii, dar care trece în această perioadă prin niște probleme. Dacă munciți, sau cel puțin aveți încrederea că dacă munciți, veți rezolva aceste probleme. Ploile vin și trec, apropo că e ploaie în ultima vreme, a tot fost ploaie. 5 de spade în viitor, spânzuratul, iar apare că tot e Mercur retrograd, și Mercur și retrogradare, și 7 de monede. Da, interesant. 5 de monede și steaua. Aș spune că în acest moment este o notă de speranță. Poate că am zis mai devreme, bine, învățați din ce ați văzut mai devreme, din ce ați trăit, din ce ați văzut, din ce ați văzut cărțile pe care le-am zis, 9 de spade, 10, din trădările care au fost. Nu trebuie să acceptați prea multe trădări sau prea multe răsturnări de situație. Dacă vedeți semnalele de prima oară, știți când să vă întoarceți către două de cupe, știți când să primiți asul, vindecarea, iubirea adevărată, prietenia, colaborările acelea fructuoase, munca cu spor și cu reușită. Și știți că într-o poveste, cât ar fi de frumoasă, mai sunt și ploi, mai sunt și situații neplăcute. Dar dacă vă luptați, 5 de spade, puneți la punct dușmanii. Aceasta este o nouă viziune pe care o veți avea. Ok, mai stau și în cap, mai muncesc, mai aștept, mai intru iar în frig. Dar dacă sunt loială mie, da? Și privesc către lumină și eventual mă duc înspre lumină, da? Înspre credință, 5, iar credință, pot să manifest tot ce mi-am dorit. Nu știu, aș spune că e o notă de speranță aici. Ori, în această prietenie, dragoste, ceva foarte ideal aproape, am zis că cineva vă inspiră. 9 de monede. Cineva vă inspiră și vă arată, să zic. Calea, măcar prin felul în care se poartă, nu știu cât, iar variază de la om la om. O să și clarificăm. Acestea sunt prime, este o primă poveste, să zic. Vedem dacă la clarificare rămâne aceeași sau schimbăm. Să zic.
perspectiva. Mare grijă totuși la dușman, dar repet, pentru că am văzut 10 de spade și încă aveați, stați în picioare. Aveți spade, vedeți aici tot cu roșu, cum am văzut mai devreme. Roșu. Același personaj de la 10 de spade. Aveți spada. În continuare vă păstrați spada și știți să vă păziți de dușmani, de intriganți și nu doar să vă păziți colaborările benefice, prietenii adevărați. Pentru că ce ați observat, semnale pe care le-ați observat la un moment dat, eu știu, în casă, printre prieteni, la anumite evenimente, ai zis, aveți inteligență, nu trebuie să treceți prin multe ca să învățați mai repede. Și cum am văzut, am vorbit despre portal, despre acel doi de bâte, portalul, da? Știți cum e? N-are pragul de sus. Poate v-ați dat cu capul de el, l-ați răsturnat și acum puteți să treceți mai lejer. Ideea este că nu trebuie să dați cu capul de pragul de sus până la urmă. Nu știu, o chestie aș spune fără să clarific că poate unii dintre voi ați învățat din niște greșeli. O să vedem exact ce înseamnă acest rege de cupe. A, interesant! Ar putea să fie echilibru vostru emoțional, maturitatea voastră emoțională. Pentru mine, gemenii sunt foarte emoționali, să știți. Cine are ceva de comentat să fie de bine, dar pentru mine, gemenii sunt foarte emoționali din multe motive, plus că emoțional ne face luna, nu zodia. În fine. Aș spune că e o maturitate. Dacă a venit mai greu, nu știu. Că am zis că poate inițial n-ați văzut sufletul pereche din cauza altor personaj. Un personaj interesant, pisicuță, semn de foc, posibil, că și aici să-mi duci, și aici să duci. Un semn de foc probabil că va răsturnat apele, va răsturnat emoțiile, dar, repet, probabil că a fost necesar ca să vă înțelegeți latura voastră emoțională și să acordați mai mult atenție emoțiilor eventual. Apă și pământ și lucruri practice. Cum să munciți pentru un ideal, cum să munciți pentru o relație. Nu știu, sună bine. Aș vrea să știu că într-adevăr aveți această energie. Ați învățat din greșeală, să zic. Ați ocolit acel glonț, acea mare trădare la limită. Adică nu trebuie să aștepți să ți se întâmplă nu știu câta oară, nu? Îți iei asul de monede, îți iei o nouă direcție, da? Adevărul, asul de spade despre care am vorbit, e aici. Și știți să-i puneți la punct pe cei care încearcă, da? Și iar știți să aveți credință. Adică, chiar nu trebuie să... Deci acest personaj este deja luminat. Da, așa zic. Chiar nu trebuie să treci prin foarte multe suferințe ca să înveți. Unii învață mai repede. Așa simt, așa simt. Și șapte de monede, aveți răbdare. Știți că uneori trebuie să vă sacrificați. Nu trebuie să vă grăbiți. Știți că trebuie să vă sacrificați. Să munciți cu răbdare în grădina voastră. Mai treceți prin frică. Trece iarna de esperanță. Ia, vedeți? E toamnă, munciți, culegeți roadele, investiți cu atenție, vine iarna, se pune zăpadă pe investițiile voastre, dar știți, aveți încredere că va fi bine, va fi bine, dacă vă sunteți loial vouă și, eu știu, divinității. Și apoi, după ce trece iarna, vine primăvara. Vărsătorul, încrederea. La capătul setului de cărți, ia, ce frumos lumea! Ce frumos în aceste de cărți, lumea cei doi urmează, da, urmează să fiți cu persoana potrivită. Ia, a venit regele, regina de cupe și marele preot și 10 de monede și pasiune, într-adevăr. Urmează să fiți cu regina, cu persoana potrivită, deja creați. Ați creat într-un fel această lume. În momentul în care ați ocolit
acea problemă în momentul în care v-ați vindecat de niște situații. Hai să vedem. Mai. Clarificăm 4 de băte pentru... nu, sunt multe pisici. Hai să clarificăm. 4 de băte pentru gemenii și gemenuțe. Interesant, regina de cupe. Și nebunul. Revin la primul mesaj pe care am zis, poate la un eveniment ați văzut pe cineva care... La un eveniment sau într-o situație ați călătorit către, eu știu, casa cuiva sau cineva a venit înspre casa voastră sau, bine, pentru mine 4 de bute înseamnă și restaurant și întâlnire și dating și mai multe chestii, dar e o situație de călătorie, de întâlnire, într-un spațiu care ține de stabilitate. Și acolo, probabil, da, uite și nebunul și marea preoteasă, într-un mod misterios, să zic, v-ați întâlnit, aș spune, persoana potrivită, ideală, persoana care vă simte, vă înțelege, vă susține, vă dă stabilitate și vă hrănește emoțional. Dar ce vreau să spun? Păstrez ideea că probabil, pentru unii dintre voi, există și o persoană vicleană, foarte drăgălașă, mai așa, dar care ori a avut vreo ieșire, gelozie, ori a încercat sau a manifestat ceva, ceva neplăcut, în fine, aș spune. 5 de cupe. Gemenuți și gemenuțe. 5 de cupe, ia uite. 9 de bâte și spânzuratul iar. Acea situație despre care tot încerc să găsesc cuvintele să o explic, pe care probabil că voi o știți mai bine, a devenit un blocaj și o amânare în povestea voastră. 9 de bâte și în acea amânare, eu știu, poate să fie de un an, 2, de 3 luni, de nu știu cât timp. Un blocaj și o amânare. Până ați rezolvat, pentru că tot foc, până ați rezolvat acea problemă, ați înțeles-o, ați întârziat întâlnirea cu acest suflet pereche. Interesant, vedeți? Și voi, cineva oferă cupa, aici iar oferă cupa. Cineva are cupa ridicată. Uite, asta e ideea, asta e soluția. Dragoste, ar spune, singura soluție. Și l-am dat erați așa, regele de cupe. Tocmai pentru că pierduserăți ceva. Ați pierdut ceva. Nu zic că ați pierdut pe cineva. Poate unii da. Dar a fost o pierdere emoțională care v-a blocat. Sau poate cineva v-a blocat ca să vă creeze gelozii. Sunt situații și situații. Voi vedeți, voi știți mai bine. Dar în acea perioadă ați urmărit totuși. Ați urmărit. Acel suflet pereche, într-o anumită formă, l-ați urmărit, l-ați simțit, poate v-ați conectat emoțional, spiritual, pe calea visului, poate ați avut visuri, eu știu ce alte înțelegeri în acea perioadă de amânare. Ia uite, diavolul, între timp, da. Ați ascuns o decepție din dragoste, aici sunteți voi decepționați în dragoste, ați ascuns această decepție. Și ați privit poate către, ia uite, 9 de monede, iar... Persoana aceasta independentă, dar interesant, sau ați căutat la modul obsedant, interesant. Ați făcut unii poate vreo obsesie, nu, acum trebuie să-mi spuneți mie, poate unii ați făcut o obsesie pentru o persoană independentă.
Sau ce mai simt, nu că sau și. O, da. Probabil că și sufletul vostru perechi a trecut în această perioadă prin alte încercări. Le-ați observat, ați observat cum le depășesc. Și v-a inspirat. În fine. Regele de cupe. Clarificăm regele de cupe pentru Geminus. Ia uite. Îndrăgostiți, măi. Asta e. Până la urmă v-ați îndrăgostit. Încet, încet. Încet, încet. Poate să fie... Poate că a fost un triunghi amoros la un moment dat. Dar această dragoste v-a adus echilibru. V-a adus speranță. Chiar dacă v-a dezechilibrat din alte puncte de vedere, v-a adus echilibru, v-a adus speranța. V-a adus o altă viziune despre viață. Clarificăm doi de cupe. Gemenuț și gemenuță. Nouă de monede despre care tu vorbești și chiar a apărut, ia uite, nouă de monede. Posibil cineva vă încurajează să fiți independenți, să fiți pe calea voastră, să manifestați, eu știu, inteligența aia, spada aia pe care o țineți ascunsă. Probabil o femeie pentru unii dintre voi. Nouă de monede și ce frumos. Da. Transformați această durere pe care ați experimentat-o, trădări, neînțelegeri, transformați-o și mergeți mai departe. Mergeți mai departe. Ia uite, schimbați sentimentul de trădare cu altceva. Cu eu pot să aleg ce vreau să fac. Pot să mă echilibrez, decât să stau să sufăr din nu știu ce motive, aleg să fiu într-o altă variantă optimistă. Dacă sunteți independente, probabil că vă întâlniți iar față în față cu un personaj care vă înțelege, vă respectă. 10 de cupe. Hai să vedem. Pentru gemenuți. Acum, asta e, nu toți sunteți independenți, dar... Zece de cupe. Da, da, e ploaia acolo, că e diavolul. Încă mai aveți de, în acest ideal, în această comuniune fericită, încă mai aveți să vă luptați cu o obsesie, cu o adicție, cu o tristețe, cu o situație foarte neplăcută, cu o furtună, să zic. Nu e ploaie, e furtună aici. Dar va fi soare. Va fi soare. Poate să fie și obsesia pentru fericirea cuiva și obsesia de a avea pe cineva. Iar diavolul înseamnă foarte mult. Opt de băte. Nu, de ce zic băte? Nu, monede. Probabil că trebuie să comunicați, să trebuie să călătoriți. Opt de monede. Pentru gemenuți și gemenuțe. Asul de băte, ce frumos. E o nouă pasiune pentru care vreți. Poate la locul de muncă, apropo de ce am zis mai devreme. V-ați tot întâlnit cu cineva care vă inspiră la locul de muncă. Poate tot la locul de muncă aveți și dușmani. Mare grijă. Ia uite, împăratul. Magician, wow! Mai, unii dintre voi, într-adevăr, aveți pe cineva care vă atrage atenția într-un mod, aș spune, spectaculos, intens, vă atrage atenția. Ori persoana aceea se concentrează pe muncă, pe reușitele sale, își pune, eu știu, își afișează, ori... vedeți cărți, cartea, da? Așa cum fac eu în expoziție, își pune tablourile pe simeze, își pune proiectele la, eu știu, în față, să le studieze, să le analizeze, ar mai trebui făcut ceva, cam asta e reușită, încă un premiu, încă o reușită, da? 8-9. Că sunteți voi și mai și e super fain dacă sunteți voi, da? Cu multe reușite, concentrați pe muncă și apare o nouă idee.
Dar, dacă nu e idee, poate să fie și o pasiune. Pasiune foarte, foarte mare. Dar ce drăguț, aici apar patru flăcări, apropo de patru de bute. Această pasiune vă inspiră. Cum să creați, într-adevăr, o colaborare sau o relație sau o casă bazată pe respect, înțelegere emoțională și pasiune și atracție. Interesant. Și asta vă inspiră să manifestați bărbatul interior. Divin, vreau să zic. De ce am zis copilul interior? Am combinat copilul interior cu bărbatul divin. Probabil că aici este o transformare de la valet interesant, de la valet magician împărat. E o transformare, clar. Că tot a venit 13 și am văzut și copilul. De-aia am zis, ascultat și etalarea la Taur. Și acum am combinat copilul interior cu bărbatul divin, bărbatul interior, da? Magicianul, da? Gemeni. Și valetul de putere. Eu ce? Copilul e mai... eu sunt tânăr. Nu, n-are legătură cu vârsta, ci cu ceea ce vrei să manifesti în viață. Cinci de spade. Interesantă etalarea. Totuși să nu uităm că apar cei doi. Dar ce-i fain, nu știu, simt că sunteți protejați. Cei doi care veți fi, care sunteți, care veți fi, sunteți protejați. Eu așa simt. E o protecție. Cinci de spade. Wow. Șapte de cupe. Aveți opțiuni și opțiunile astea vă mai sâcâie. Cu bârfe, cu discuții, cu argumente, cu concurență, eu știu, cu... Dar, nu doar atât, aer și apă, aspectele cele mai contradictorii, conflicte interioare și confuzii. E Mercur retrograd, da? Clar. Cu Mercur retrograd, confuzii, neînțelegeri, dar aveți ocazia să munciți, să le rezolvați, să le vedeți dintr-o altă perspectivă și cu răbdare să le depășiți. Da, nouă de spade, stres. Cum să planificați, cum să manifestați. Acest nou proiect, acel as de monede, da? Cum să investiți și cum să manifestați această lume, acest nou capitol în care voi vreți să fiți maturi sau să aveți un bărbat, 10 de cupe și să aveți acel cuplu perfect, mai sună dorința de a avea cuplu perfect, de a trăi fericirea aceea. Spânzuratul ideal, vreau să zic. Dar fericirea e ideală până la urmă. Regina de bute. Unii dintre voi în această perioadă visați la această atracție, la această, acest personaj. Poate să fie chiar nouă de bute, poate să fie chiar sufletul vostru pereche. Eventual, dacă există un personaj care va mai crea probleme cu gelozii, cu... să vă tulbure fericirea ideală cu atracții, cu tentații, cu eu știu ce alte lucruri, spun în plus. Vedeți lucrurile dintr-o altă perspectivă. Le vedeți intențiile. Posibil să fie și două personaje. Le vedeți intențiile. Însă... iar amânări, dar că tot e Mercur retrograd și vă luptați și cu gândurile și cu opțiunile și cu confuziile. Dar aș spune interesant. Vine o nouă perspectivă. Probabil vă găsiți încrederea, creativitatea, că tot am vorbit de... parcă la voi am vorbit, nu? De apă și pământ, de creativitate. Vă găsiți creativitatea și încrederea. Cum să... lucrați 7-8 în grădina voastră, în acest proiect, în această relație. Ia să vedem. 7. În relație, am zis la relație. Sună toamnă acolo. 7 de monede. Scăm multe, nu. 7 de monede. Dar am văzut împărăteasa. Ia uite, vreți victorie. Cu răbdare. Ne-a zis cineva care vă inspiră. E un personaj care lucrează, are victorii, lucrează cu răbdare, are victorii și vă inspiră și pe voi?
Eu sper că da. Și dacă vă simțiți singuri, e fain că vedeți lumina. Asta e partea bună. Chiar dacă vă simțiți singuri, chiar dacă vă simțiți în fric, părăsiți, trădați de unii de alții, măcar aveți înțelegere. Am văzut asul de spade, aveți înțelegerea, ocoliți situațiile și vedeți lumina. Aici e fain că vedeți lumina. Știți unde trebuie să marcați schimbarea? În credință. 5 înseamnă schimbare, 5 de monede în aceste de cărți arată despre... Arată, Doamne, și uneori am așa, începe să manifeste Mercur retrograd, da? A, interesant, unde vă găsiți ancora? Vedeți, aici este o ancoră, ce drăguț. Aici o ancoră, acum am văzut-o. Ce frumos, aici este o ancoră. Vă găsiți stabilitatea în credință. Depășiți problemele. Da? Și veți crește, că am văzut și împărăteasa, veți crește. 5, iar vă veți transforma. Frumos, frumos. Să mai vedem. Ce aici? Da, vreți să o luați la zero. Vă luptați. Să fiți oameni care au greutate în societate, oameni care au stabilitate, au creat ceva valoros, durabil. Ia 5 de monede. Senzația că nu o să vă mai pese dacă sunteți singuri, dacă v-a părăsit cineva, pentru că vedeți, aveți, iar aveți o prietenie, iar pe cineva care vă inspiră și aveți o nouă viziune, cum să vă cuceriți, cum să vă cuceriți viziunea, relația, idealul, afacerea, hobby-ul, ce tot vreți voi. Și asta e mare lucru. 5 de monede. Împăratul. Da, nu știu, așa văd că aveți viziune cum să vă găsiți stabilitatea. 5 și 4. Unde? Prin credință veți deveni, așa, prin credință vă veți atrage. Poate la biserică vă duceți, vă rugați și vă atrageți bărbatul, da? Sunt multe și vă luptați pentru această stabilitate, pentru această poziție. Orice ați fi, bărbați, femei. În ce sens? Nu neapărat că vă certați cu oamenii, dragii mei, nu mă înțelegeți greșit. Veți să zic consistență. Cu alte cuvinte, e o melodie, I stand my ground. Ok, sunt singur, dar, sau singură. Știu că va fi cineva deosebit în viața mea. Poate că este, poate că urmează, dar ca să fie cineva deosebit și eu trebuie să fiu deosebit și eu trebuie să fiu stabil, da? Și ce înseamnă stabil? Nu mă sperii că e un pic de frig afară, nu, am credință. Că voi fi înăuntru și mă voi încălzi. Sau voi face eu casa mea. Așa. Chestii de genul acesta. Vă rog să mă înțelegeți. Steaua. Iar credință. Împlinirea tuturor dorințelor. Steaua. Iar că și asta vrea să iasă? Ia uite, măi, ce frumos. Am zis. Faetonul merge către stea. Cine mă ascultă de câțiva ani de zile știe. Și de câteva luni, dacă mă ascultă, știe că zic faetonul, eremitul merg amândoi către stea. Veți face alegerile potrivite? Vă veți echilibra? Yin și yang aici? Și cu protecție, că am zis că sunteți protejați, și voi cu protecție divină și cealaltă persoană sunteți protejați. Vă veți întâlni persoana potrivită. Vă veți realiza visurile. Ia uite, 6 de spade. Iar două cărți care semnifică călătorie. Eu știu, am plecat de la o călătorie, iar călătorii, drumuri. Mașină, avion, balon, nu știu. Dar e o călătorie către... Stai, era Jules Verne. Mi-am adus aminte de Jules Verne cu cărțile astea. Cum să nu-ți aduci aminte de Jules Verne? Sau mai era aviatorul? N-am mai văzut de mult. Poate voi mi-aduceți aminte. Eu n-am mai văzut de mult filmul ăsta. Poate are legătura aviatorul. Ce frumos. Iar, ce trebuie? Determinați să-i puneți la punct. Și să vă găsiți echilibru. Mi se pare fain, trebuia să fi scos asta mai din timp, dar o iau acum, ca și confirmare de la îngeraș. Ia, sunt multe, da? E o romanță, ia uite, e o romanță, sunt multe.
Hai să le lăsăm. Acționați, nu, acțiune, vorbesc puternic, iau-te, dragostea în dură și romanț. E o dragoste care vă face, s-am zis, să vă sacrificați în sensul acela absolut, să renunțați la voi. Să știți că trebuie să rezistați, să stați pe poziții ca să marcați victoria. A zis cineva, vă inspiră, cum să ajungi la această poziție de preîmpărăteasă, de om de succes, dacă nu stai pe poziții, nu ți iese acum, ți iese mai încolo. Și vă zic și eu din experiență. Și în relații la fel. De o romanță, dragostea în dură, și acțiunile vorbesc puternic. Veți acționa. Eventual cineva va acționa. Ca să fie împreună cu voi. Ar fi și mai frumos, dar, dragii mei, nu putem să așteptăm numai ceilalți să acționeze, nu? Frumos, romanță. Aveți răbdare? Aveți... Știi? Că tot am vorbit. Și fă ceva pentru cineva. Și în primul rând față de voi, dar și față de cine, eu știu, cineva. Adică rămâneți, prin orice ați fi trecut, rămâneți buni. Aici am ajuns. Da? Rămâneți buni. Fă ceva pentru cineva. Pentru că chiar dacă nu ești cu sufletul pereche, chiar dacă ai probleme în relație, rămâi buni. Da? 4 și 1, 5. Păstrează-ți credința. Schimbă energia prin lucrurile mici pe care le faci față de cei care sunt mai mititei, mai cu probleme. Aveți răbdare, iar 17. Că tot avem steaua 17. Și take a chance. Ia-o-te călătorie, călătorie, călătorie. Take a chance on love. Ce mai zice aici? Vă duceți către... Ia-o-te. Un partener ideal. Ia, vedeți cărțile? Către un partener ideal. Acționate ca și când partenerul este aici, petreceți timp de calitate, cu care vorbiți lucruri de calitate, cu care vă simțiți, iau-te, și vă întoarceți, iar e un portal, că tot zisei de un portal de la început, iar portal, 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 portal. O să mai vedem. Mai ce zile? Ce nouă? Sunteți nebuni? Mâine e noua, noua. Va trebui să fac o etalare despre... Da, măi! Și luna în plină. Da, portal, probabil. Iar 5. Iar vă influențează acești 5, credința, schimbarea, creativitatea, sunt multe. Și treceți de aceste insecurități pe care toți le avem uneori. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup, ceau, ceau, numai bine!